Israele și caută să împlinești ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult. Cum ți-a spus Domnul, Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau azi, să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei fi plecat în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Versetul 20 și 21. Când fiul tău te va întreba într-o zi, ce înseamnă învățăturile acestea? Legile acestea și poruncile acestea pe care mi le dă Domnul Dumnezeu nostru. Să răspuns fiului tău. Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna lui cea puternică